la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Bun găsit, dragi prieteni! Haideți să lămurim un pic cu controversa de mai devreme, pentru că i-am văzut într-adevăr pe distinși domni într-o atmosferă, aș spune, coreană la Antena 3, Victor Ponta, acum Alai, după el, înconjurat de prăpăditele de gimnaste, cu Belu, cu... Mi s-a părut că e și Mariana Bitanga acolo, invitați. Într-adevăr, o atmosferă pe deplin ceaușistă, dar eu două lucruri vreau să punctez pe care distinși mei predecesori n-aveau de unde să le cunoască. Sau ar fi putut dacă erau niște analiști lucizi, dacă masa era plină aici, de ziceai că suntem la piață, sigur le-a lipsit gramul ăsta de luciditate. 1. Gimnastica nu mai este un vector astăzi de audiență sau de laudă de sine sau de împănare. Adică nu te duci să te pozezi cu gimnastele ca la Sfintele Moaște. Deci asta e prima mare problemă. Pentru că nimeni din platoul Antenei 3, de exemplu, nu cunoștea numele gimnastelor care erau acolo. Îl știau pe Belu, îl știau eventual pe Madame Bitang, da, oameni care duc după ei numele gimnasticii, dar fără să-l mai pronunțe răspicat și în mod individual. De epoca în care gimnastica românească avea și niște nume, a apus. Astăzi, în noianul ăsta de transmisiuni sportive din toate direcțiile și din toate disciplinele, gimnastica nu mai reprezintă nimic. Adică cine crede că își mai face reclamă, fie și în această Românie ciuntită, fără valori, care a rămas, sigur, impregnată în câteva nume ale generațiilor trecute, gen Nadia, Ilie, Hagi și așa mai departe, chiar și în această țară care nu progresează niciodată, nici măcar la numele astea, la miturile astea, nu avansează deloc, totuși, înclin să cred că această plasare, această prezentare a premierului, un mincinos patentat, lângă niște inocente, cu un viitor mai mult sau mai puțin incert, și care nu vor fi niciodată niște vedete, nu vor fi nici Nadia Comăneci, nici Corina Ungureanu, nici Lavinia Miloșoviș, nici Andreea Răducan și așa mai departe. Nu vor fi probabil nici unul dintre numele astea. Deci el nu câștiga de fapt notorietate. Pentru că această gimnastică este astăzi o mare masă anonimă. E ca și cum te-ai poza cu niște nori pufoși. Stai printre nori ăia, sunt drăgălași, faci o poză pe Facebook, ei nu au un nume. Nimeni nu va ști niciodată să-i pronunțe sau să spună, bă, grație notorietății acelor nori, atunci ar fi fost într-adevăr sigur de două ori mai abject ca Victor Ponta să se fi prezentat lângă niște sportivi cu nume. Evident că el a profitat de rezonanța în timp a acestui sport în inimile românilor pentru a încerca să profite, dar de fapt nu o face. Și doi la mână, nu o face dintr-un motiv iarăși foarte simplu. Publicul Antenei 3 este același. Seara de seară. Deci, oricum ai da-o, fie că e bine, fie că e rău, a te prezenta chiar și cu un rinocer în brațe în fața telespectatorilor Antenei 3, nu ți-aduce niciun plus și niciun minus. Da? El, dacă, de exemplu, le-ar fi scuipat între ochi pe fiecare dintre gimnaste, ar fi avut exact aceeași cotă de popularitate ca și până acum. Asta le lipsea, ca să revin la luciditate, celor de mai devreme în acest platou. Faptul că într-un mediu închis, cum este acolo, etanș practic, tu nu riști absolut nimic. Faptul că îți faci nevoile în platou Antenei 3 sau vii alături de Ayrton Senna descumat, da? Nu mi-a venit o altă imagine mai puternică decât asta, nu câștigi nimic. E adevărat, nici nu pierzi nimic. Da, deci să nu ne ambalăm mai mult decât este cazul, pentru că într-o astfel de situație Victor Ponta era între ai lui. E ca și cum o vedea pe nevastă sa dezbrăcată dimineața în dressing. E o imagine pe care
o poate să vadă și altă dată. Adică nu are cu cine să o împartă în momentul ăla, să spune, mamă, mamă, veniți repede, nu e nimeni acolo, da? Deci este exact așa s-a întâmplat și pentru el cu aceste gimnaste. Dacă se ducea în altă parte, eventual am fi putut să încercăm să cotrobăim un pic, să vedem care sunt, de fapt, avantajele pe care încearcă acest premier mincinos să le obțină. Și fals. Dar el până la urmă și-a calculat chiar atât de bine pașii, pentru că acolo este obișnuit să fie văzut. Oamenii deja știu despre cine-i vorba. Îl găzduiesc practic în sufrageria lor seară de seară sau când e nevoie. Acele gimnaste nu spun absolut nimic publicului antenelor. Era o adunătură de copilițe cu minți, de ziceai că vin de la defilare, dacă le mai puneai și o cravată cu un inel în jurul gâtului, arătau ca păpușile alea vaccinate de pe vremea lui Neanicu, să nu cumva să le dăm mai mare importanță decât ar merita. În anonimatul ăsta a lor, munca asta a lor, cum să spun, fără viitor, ele sunt ca niște franzeluțe. Pâinea aia când iese din fabrică, toate pâinile, cel puțin la un moment dat când ies din aparatul ăla, sunt la fel. Te uiți așa la ele, am văzut și noi pe vremea lui Neanicu, când se ducea Ceaușescu în vizită la fabrica de pâine. Și l-arăta în halatul ăla cum ieșeau pâinicile, una după alta, franzeluțele, toate sunt identice, așa și cu fetițele astea. Da? Din nefericire pentru ele, acea brumă de notorietate pe care la un moment dat o aveau, pentru că gimnastica era un cult, era un rit în România, era ceva într-adevăr proeminent într-o vreme, când te uitai că nu aveai la ce să te uiți, nu erau nici televiziuni destule unde să reușești să-ți găsești până la urmă substantivele și verbele, te uitai pur și simplu la gimnastele alea încremenit, că asta aveam. Astăzi nu mai e așa. Cele sunt niște anonime despre care nici măcar presa de sport nu mai scrie decât o dată sau de două ori pe an. Deci de unde și până unde? Ele erau practic necunoscute. Dacă el ar fi venit cu niște coafeze acolo și alea ar fi fost așezate pe scaune și îmbrăcate în training-uri, să spunem, și scria România pe spate, nimeni n-ar fi înțeles că alea nu sunt sportive. Pot să fac un pariu cu oricine. Sigur, nu vreau să insist pe lacunele oamenilor politici sau analiștilor politici care nu se pricep la sport. Sigur că astfel de situații nici nu-i avantajează prea mult. Dar pe undeva e ridicol să-ți imaginezi că astfel de oameni, cum e în cazul nostru premierul Ponta, vor profita cu vârf și îndesat de un asemenea eveniment. Nu, e ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Bineînțeles că scena este sub orice critică și ea trebuie condamnată, ceea ce facem și noi. Sigur că nu-ți poți permite așa decât dacă ai ori o dimensiune lipsă, ceea ce este cazul probabil tuturor politicienilor înrobiți și înglodiți în termeni și în clișee, cum este cazul PSD-ului, unde n-ai voie să fii inteligent și interesant, în mod evident, dar poate că e valabil și la alte partide. Deci asta categoric, nu-ți poți permite să gândești liber, să ai niște idei care la un moment dat să fie atât de spectaculoase încât să nu mai cadreze cu ale partidului, cu mediocritatea partidului. Să știți că ăsta e un risc enorm în politică. Un risc enorm. Și vă mai spun ceva, dacă tot am ajuns aici. De asta oamenii inteligenți și serioși din România evită să facă politică. Credeți-mă. Ăsta este principalul motiv. Pentru că nu-ți folosește la nimic nici cinstea, nici loialitatea și nici inteligența. La nimic. Dacă tu ești așa, va stârni râcă acest fel al tău de a fi în rândul mediocrilor care te vor izgoni. Sau ăia vor încerca să te dea pe brazdă și să fii ca și ei. Pentru că ei nu vor putea să ajungă niciodată. Nici la loialitatea și nici la inteligența ta. Și atunci oamenii nu se mai strofocă, văzând practic ce bâlci reprezintă clasa politică. Sunt numai oameni care se potrivesc. Dacă ar exista excepții, ei cu siguranță că ar pleca scârbiți de acolo, oamenii respectivi. Ar pleca scârbiți definitiv, fără să se mai întoarcă niciodată în dărăt. Deci, Victor Ponta era la locul lui acolo, spectacolul este specific lui și partidului pe care îl reprezintă, dar nu numai.
este specific aproape oricărui partid, numai că definește totuși mai bine PSD-ul în cazul ăsta. Lui se potrivește genul ăsta de ceremonial absolut perfect. Atâta doar că oamenii erau lipsiți de, și de sentimente, dar și de informații. Ei nu știau despre cine-i vorba acolo. În afară de Belu, pe care sigur îl cunoaște oricine, și de Mariana Bitang, pentru că dacă vezi o femeie lângă Belu, trebuie să fie doamna Bitang, e complicat să fie altcineva. Ăsta e motivul pentru care politicienii recunoaște pe Mariana Bitang, nu din alte motive. Iar fetele alea sunt o adunătură exploatabilă, da? Ca niște chinezoice de alea care se duc și culeg boabele de orez, pe care Victor Ponta în persoană nu dă doi bani, pe care nu le cunoaște, pe care nu le urmărește, și pentru parcursul cărora, atenție, cu asta trecem la un alt subiect, n-a făcut niciodată nimic. Da? Pentru că țara n-a făcut absolut nimic pentru aceste gimnaste. Nu le-a construit niciodată nimic, nu le-a plasat în condiții de muncă deosebite, în afară de acel centru vetust și vai de mama lui de la Deva, sigur, unde niște oameni pricepuți și, cum se spune la noi, cu clișeele astea ordinare și nefolositoare, cu niște mâini de aur și cu un suflet și o inimă până la cer, dar au reușit să facă cu mânuțele lor din sportivele astea niște mici zeițe. Da, așa este, au reușit. Da, v-am spus de ce. Pe fondul situației, în general, în lume, a gimnasticii, care nu este un sport care să te pătrundă în mod deosebit. Dacă ar fi fost un sport atât de popular încât să merite investiția, ne-ar fi luat-o toți înainte. Exact cum s-a întâmplat în handbal, este un exemplu foarte bun, care a permis României să devină de 4 ori campioană mondială, pe vremea când handbalul nu interesa pe nimeni. Era un sport de 2 lei în Europa Occidentală. Adică Franța nu-l juca deloc, Italia nu-l juca deloc, Spania nu-l juca deloc, Marea Britanie nu-l juca deloc, Olanda nu-l juca deloc, Belgia nu-l juca deloc, țările scandinave îl jucau, dar la masculin nu erau senzaționale, îl jucau, da? Portugalia nu-l juca deloc, da? Elveția nu-l juca deloc. Deci la nivelul națiunilor din vest. Ei bine, fraților, în momentul ăsta, pentru că handbalul între timp, ca și sportul, a devenit o industrie de macerat monede și după aia și bancnote, fișicuri în general, și de hipnotizat telespectatori în fața ecranului, pentru că are un dinamism indiscutabil, chiar mai mare decât al fotbalului. Handbalul este un joc unde nu te plictisești, pentru că totul se desfășoară foarte repede. Aproape că și americanii, în prostia lor ancestrală, l-ar fi putut iubi, dacă erau un pic mai dezghețați. A prins, până la urmă, în Europa Occidentală și toate țările pe care vi le-am înșirat mai devreme, cu 2-3 excepții, ne-au depășit în handbal. Deci asta spun încă o dată, să ne păstrăm luciditatea. Așa s-ar fi întâmplat și în gimnastică. De 4 ori am fost campion mondial în handbal. Să spune despre Gațu, despre generația lui, da? Au fost cei mai mari handbaliști din toate timpurile. Da, dar pe fondul unei opoziții extrem de mici și de puțin importante. Ca să vă dau un exemplu, sigur, pentru cei care nu știți foarte mult sport, nu este extrem de, de elocvent, dar pentru ceilalți, da? Franța, la vremea respectivă, nu juca handbal, iar astăzi a câștigat în ultimii 10 ani 11 medalii olimpice, mondiale și europene. Da? A câștigat și campionatul european de 2 ori, și campionatul mondial de 3 ori, și jocurile olimpice de 2 ori. Da? Atunci neexistând, deci nu știa unul dintre ei, nu era un sportiv să știe să țină mingea în mână. Deci asta spun, gimnastica ar fi ajuns tot așa, dacă interesa puterile, marile puteri. Nu interesează, cu câteva excepții, Statele Unite, Japonia, da, bineînțeles, fostele țări comuniste, gen China și așa mai departe. Ăsta este norocul nostru. Dacă nu, n-am mai fi auzit de oamenii ăștia. Iar Belu și Bitang ar fi antrenat probabil într-o lume mai bună. Nu erau astăzi lângă Victor Ponta. Nu este interesantă gimnastica pentru planetă. Este un sport complicat, unde îți mănânci tinerețea degeaba, nu sunt bani foarte mulți, nu are o vizibilitate, nu se uită nimeni. America de Sud, Africa, cea mai mare parte din Asia, Australia, America Centrală, sportul ăsta nu există. Da? În Europa, jumătate din țări nu sunt interesate de el. În America de Nord, doar în Statele Unite, foarte puțin.
Asta este. Sigur că cei care participă la acest fenomen susțin contrariu. Bineînțeles că este cel mai popular sport de pe planetă, că te dezvoltă cel mai frumos, că acolo sunt fetele cele mai frumoase, că sunt și momentele cele mai spectaculoase, emoțiile cele mai mari. E logic. Nu pot să spună despre sportul lor că este de tinichea. Dar realitatea este asta. Da. Victor Ponta a încercat, pentru că a fost sfătuit, probabil de oamenii din jurul lui, sau știa și el de pe timp, că e bine să te pozezi cu niște fetițe care au adus aur țării mai mult decât politicienii. Clișeele astea. În ziua de astăzi nu mai e chiar așa de adevărat, chiar dacă fetele iarăși au triumfat prin Bulgaria, am văzut. Și nu mai are nicio rezonanță. Nicio rezonanță. Bun. Trecem la niște scene care vin dintr-un alt secol. Și poate că e mai bine așa, pe fondul campaniei electorale, să vedem unde ne situăm. De exemplu, într-o comună din județul Vaslui, Ivănești se numește, poartă un nume ca oricare alta, cred că există comuna Ivănești în vreo 25 de județe din România, dar de data asta suntem în Vaslui și coborâm cam un secol 800, așa. Deci ajungem undeva prin secolul 19. Un bărbat de 43 de ani a fost ucis cu 11 lovituri de coasă de un consătean de-al său de 22 de ani. Acesta și-a recunoscut fața sau fapta, la un moment dat și fața, în fața polițiștilor, însă n-a spus, cel puțin că n-avea cuvintele la el probabil, de ce a recurs la această faptă. Scenele sunt demne de Ioan Slavici. Criminalul se întorcea de la treabă cu căruța. Venea pur și simplu acasă, liniștit. O scenă pe care am văzut-o cu toții în viață și în realitate și în minte de sute de ori. Venea agale cu calul, să mai oprea calul, mai lăsa câte o balegă în jurul lui, până s-a oprit în dreptul barului din comună. Omul s-a dat jos acolo și s-a așezat la o masă unde l-a întâlnit pe Ioan Sava, care stătea alături de un prieten, Remus Tănase. Stăteau la masă și probabil vorbeau puțin și urât și în general beau mult și foarte mult. La un moment dat, ca în kamikaze, între victimă și prietenul său, a izbucnit o ceartă, o ceartă între meseriași, am numit-o, dat fiind faptul că unul dintre ei era tinichigiu, iar celălalt mecanic, adică auto. Criminalul nu s-a băgat însă în discuțiile celor doi, exact ca în novelele lui Slavici, când unul tace și ăla devine după aia personaj de teză și te și curăță. Practic, tăcerea ăluia te curăță pe tine la teză. Pentru că tu, oricât de expansiv ai fi și ai încerca să-ți copleșești învățătoarea sau profesoara cu detalii despre cei doi vorbăreții de la masă, nu prea ai ce să spui despre ăla care tace. A? Aici ai drama. Practic asta este marea dramă a literaturii române. În America Latină, că și acolo sunt mese și conversații, în romanele importante, uite și conversații la Catedrala, de exemplu, Vargas Llosa, unde tot romanul se petrece practic la o cârciumă de la marginea limei, unde doi boscorodesc societatea. Da? Numai, sigur, și acolo sunt personaje care tac. Dar ele sunt trecute în planul secund. Ideea este că sud-americanii știu ce să facă cu aceste tăceri, noi nu. Nouă ni se par suspecte, nu așa se spune în România, prea tace ăla, mă, ia dă-i cu ceva în cap, să ia zgâlță el un pic. Nu e ok să tacă. Și poate cu toții care am avut ocazia să stăm pe la mese în viață, cu mai mult sau mai puține femei, la un moment dat ne-am văzut nevoit să mai tacem dracului din gură, nu? Și femeile tac uneori la masă, tocmai pentru ca să pară mai misterioase. În fine, criminalul, nebăgându-se în discuție, la un moment dat s-a ridicat de la masă și l-a luat cu el pe Ion Sava ăsta, pur și simplu, de amiciție, de colegialitate, ca să-l ducă mai aproape de casă cu căruța, cum l-ar fi luat în București cu jeepul. La Ivănești, în Vaslui, l-a luat cu căruța, probabil ăla mai avea de băut. Dar dacă l-a văzut așa de amabil pe omul nostru, s-a dus cu el, cu căruța. Au mers ce au mers, până când în apropierea casei, Ioan Sava s-a dat jos din căruță, ăla mergând cu căruța din ce în ce mai încet, știind că se apropie casa lui Sava, ăsta a coborât, probabil i-o fi dat binețe și or fi spus ceva, cine știe cum să salută cetățenii nivănești, poate cu zdreanțo,
cum făceau și oamenii noștri de fotbal, omul a făcut doi pași înapoi cumva în direcția casei sale, ăla a mai mers un pic cu căruța, foarte interesant, probabil gândindu-se în clipele alea sau dând cu banul pur și simplu ce să facă cu el, după care s-a dat jos, l-a ajuns din urmă cu coasta și exact ca în romanele marii noastre literaturi din secolele 19-20, i-a dat 11 lovituri de coasă, aparent fără nicio noimă, lăsându-l lat într-o baltă de sânge, după care s-a urcat în căruță, probabil și-a șters coasa de paiele pe care le mai avea, i-a dat un pic și pe limbă să vadă dacă era suc de roșii sau nu sângele amărâtului ăla, pe care a întors căruța și ce credeți că a făcut? S-a dus și s-a așezat la masă, înapoi la bar, de ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aici deja scena virează undeva în vestul sălbatic american, că numai acolo era așa. Se punea la masă ăla, își punea coatele, niciodată primele două minute nu discutau. Mai lua ceva, ăla din fața lui mai arunca și el un pic, stăteau și după aia când paroxismul ajunsese într-adevăr de neînduplecat, unul dintre ei zicea: l-ai omorât sau ce-ai făcut cu el? Sau nu zicea nimic, pusim doar atât. Mai comandau ceva, iarăși la băutură. Mai că asta a fost și între ei. Între timp, sigur, ăla fiind lat acolo, oamenii au dat alarma, au venit, l-au prins polițiștii și asta este istoria. Merită un film. Merită, într-adevăr, un film. Un film cu vorbe puține, cu actori necunoscuți, nu vreau să-i văd pe ăștia care apar în reclame, m-am plictisit de el, m-am plictisit și de Vasluianu, m-am plictisit și de Răzvan Vasilescu, m-am plictisit de toți, nu vreau să mai văd nici pe Vizante, să-i văd, dar nu în filmul ăsta, să nu mai apară ăștia, să nu-i dea rolul Smiley, să nu-l văd pe la Teșghea, pe la Bar, pe Smiley, numai de aia că apare la Pro TV. Dar nu vreau să le văd pe toate duduițele astea, așa, exact. Da, nu vreau să văd pe Jojo apărând pe nu știu unde, dând și ea o farfurie și prinzându-o la un pic de țâțe așa, ca să dea mai ahangiță. Eu nu vreau scene de genul, vreau niște anonimi dintre ăștia care pur și simplu să-și vadă, dar nu-i nevoie de muieri aici. O Magda Catone, eventual, trecând așa îmbrăcată în negru pe marginea drumului când merge căruța spre casa lui Sava. Nu știi că e Magda Catone, da? Dar să treacă așa una, ca o umbră pe lângă casele respective și să, după aia să afli din genericul ăla care curge așa. Nu vreau pe Ada Condescu să o văd. Adică nu-mi trebuie țâțe și cururi în film de ăsta. Da? Vreau un film sălciu, cum făceau frații Darden. Ăia, da, amatorii aia de-au câștigat Palme d'Or la un moment dat. Cinic, dur, da, unde coasa aia să lucească bine și să văd pe viu practic cele 11 lovituri pe care omul, dar nu forțat, adică nu cu înjurături, nu cu mamă, nu cu morți, nu cu clasic, nu se exagereze, e în stare să facă cineva un film din ăsta, atunci să-l face statul. Pentru că asta este actualitatea românească de zi cu zi. O comună, cum aș face eu filmul? Primele 25 de minute n-ar avea nicio legătură cu subiectul în sine. Deci aș arăta vreo 3-4 familii și aici ai loc pentru, hai, ăla eu, ăla eu, hai, ridicați mâna. Toți actorii tineri ăștia, da, tineri mai puțin tineri, aș arăta viața a vreo 4 familii, fiecare ce fac. Unul cum își bate nevasta, altul cum vomită după ce am băut, altul cum șterge după porc în curte, altul cum aranjează hainele de pat înainte de culcare, unul cum amestecă la oală, alta cum dă de mâncare la găini. Vreau să văd viața. Și satul așa, văzut așa, orizontal, așa, un pic înclinat, așa, cum se duce soarele și apune niște scene din trata, nu efecte speciale, bine prinse, pur și simplu. Să găsim niște culori care să se potrivească cu satul Vasului. Niște sticle de ulei, unul cum să scarpină așa între dinți, nu am măsele cariate, două, trei păsări pe undeva, o imagine cu cimitirul. Mă aud așa că nici nu știi dacă chiță e una sau e vreun șobolan mort. Da? Mai dă una cu mătura și dintr-o dată, da, dar asta tot așa pe un fond, cum l-aș spune, de glas căzut. Glasul scăzut, așa doar un fundal să fie o muzică de aia prevestitoare de rău. Dar nu exagerată nici aia.
Și dintr-o dată după aia să ne ducem într-o gălăgie infernală, văzut așa de sus cumva, să ajungem să aterizăm la masa ca pe Titanic așa. Fără să plagiem, fără să copiem, cum se ducea imaginea, țin minte exact, la masa ălora și uite-i pe ăștia în cârciuma respectiv. Bănică junior n-ar fi rău să joace, sigur, un pic nebărbierit, așa, o burtică, ceva îmbrăcat urât, snopind-o pe una. Da, la început, în scenele alea, trebuie să înceapă și cu o scenă de bătaie. Cum o bate pe una de unde norocește? Dă în ea, stă tot, uite așa, vreo 45 de secunde numai cum o bate pe aia. Ba cu bătătorul de covoare, ba cu cureaua, ba cu bibelou, cu peștele de pe televizor, cu dă în ea cu ce apucă, da? Și aia liniștită, cum mai vedem imagini pe internet. Era unul, o cârpea odată pe una, o blondă, știu, am văzut imagine pe... Și nu-ți venea să crezi cum stătea aia, mă. Deci îi dădea 200 de pumni, fără exagerare. Aia se ridică goală din pat, și e unul gras, așa, șaormar de ăsta, care se uita la laptop în timp ce aia s-a aranjat după mototolise ăla tot patul cu ea acolo, dădea aia să se ridice, niște sâni mici, dezbrăcat, o blondă de asta spălăcită, așa, și ăla deja era pe laptop. Când dintr-o dată găsește ăla niște SMS-uri, niște chat-uri, niște conversații ale tipei cu un altul. Noi nu le vedem, dar l-auzim pe ăla. Și cu cine ai vorbit, mă? Cine e ăsta care scrie, mă? Dar dintr-o dată, pur și simplu, se răstește la ea, mă, și îi dă 200 de lovituri. Dacă nu îi dă 200, nu îi dă niciuna. Deci de la palmele alea, uriașe, deci el avea o palmă, zici că era Corneliu Vadim Tudor. Deci dă în ea, mă, deci zici că e, ce să spun, ultimul animal. Nici măcar așa ceva. Este neverosimil cum mă. Îi dă la ficat, îi dă la rinic, îi dă peste cap. Bă, fata nu face, n-are nici mai, dintr-o dată să mai audă așa, loviturile. Bă, după ce termină ăla de dat, ăla termină de dat dintr-un singur motiv, nu mai avea aer. Și ăla nu mai putea, pur și simplu, făcuse febră musculară la mâine, nu-și mai simțea mâna de atâta dat. Bă, și ea ce crezi că face, mă, momentul ăla? Tu te aștepți să nu mai vezi, adică neagră la față, cu un ochi ieșit, cum arăta aia znopită de Alexandra Stan, znopită de vele ăla, sau cine o bătuse, da? Deci așa ți se, așa credeai. Nu, tata, aia e aproape intactă și face așa un pic cu părul. Deci, ca și cum i-a mâncat bătaia aia ca pe medicamente în fiecare seară. Și ca și cum e fi zis, mă, așa l-o poția. Ăla se liniștește, dintr-o dată nu mai vorbește despre chat-uri, despre SMS-uri, e absolut mulțumit. Dacă stai și analizezi, momentul e ca și cum îi găsise nod în papură, hai mă, ce dracu, ce s-o mai pleznesc în seara asta? Și într-o dată îi vine o idee. Și nu ți-a scris, mă, cum ți-a scris, mă, bă, uite așa dă în ea, uite așa, de zici că vâsleau ăia la canotaj, la campionatul mondial. Mă, dă în ea ca o brută. Deci asta aș vrea să văd și acolo, Bănică junior, dar mă, transpirat. Deci scos din minți. Să-l vedem și noi pe autenticul Bănică. E adevărat, aici într-un film, bine plătit, bine plătit, luând 90% din bugetul acestui film de căcat de care vă povestesc, mă, și znopind-o literalmente pe aia. O cerasela, nu știu, prin anul întâi, pe la teatru privat, pe la Rădăuți. Da, una care vrea să facă și ea carieră. Și o să dea un interviu lui Alice Năstase după aia în Tango, să-mi spună: și cum te-ai lansat? M-a znopit, Bănică, m-a bătut 75 de minute într-un film care dura 25, da, a tăiat la 50 de minute după aia regizul. Bă, și să dea în ea, deci ca la box. Am mai văzut mari meciuri de aia de box în care cât durează repriza, ăla dă uite așa. Da, băi, băi, ăla strigă din spate. Băi, omară, ficat, a ficat. Și ăla dă uite așa. Deci tot meciul, până vine gongul și atunci se oprește. Mai dă totdeauna și după gong, încă vreo doi pumni. Și după aia îl duce ăla în colț și zice: bine, bine, n-ai dat destul. N-ai dat, mai dă-i, dă-i și în repriză. Și atunci vine ăla cu prosopul și s-a terminat meciul. Deci asta aș vrea să văd. Un film ăsta, ce dracu. Nu aveți nici atâta imaginație. Absolut genial ar ieși. Da, absolut genial. Bă, ne duce și sigur scena bine făcută, un lux de amănunte, momentele alea, discuțiile alea, drama. Puteți să exagerați acolo un pic, cum a exagerat și Cameron ăla cu Titanic-ul când... Acolo singura scenă este, într-adevăr, jenantă. Finalul, atunci când ajung în apă.
după prăbușirea voastră, până acolo filmul este fabulos, într-adevăr, este absolut genial. Și totul este credibil, tensiunea. În momentul când se vă toarnă vasul ăla spectaculos, așa, după aia chestia aia cu fluieratul ăla, cum stau aia pe alea deja strase de păr, sunt jenante. Da? Îl împinge pe DiCaprio să se ducă la fundul oceanului, la 11 km sub ea, alea-s nasoale. Nu dă clară, nu-i real. Așa și aici, puteți să exagerați un pic la discuția de pe capră. Adică stau aia pe căruță și înainte de a... Cum își simte moartea, asta vreau să aud. Da? După aia toți criticii să vină și să ne explice cum își simțea Ioan Sava moartea pe capră alături de criminal. Vorbe puține, bineînțeles, ca la Glanetaș. Două, trei vorbe și aia în sinea lor toți erau criminali. Toți sătenii romanelor românești erau în esența lor niște criminali. Dar unii doar își dospeau criminalitatea și nu mai apucau, că murea scriitorul. Sau pleca în străinătate, sau, nu știu, avea altă treabă, se îndrăgostea. Nu mai scria. Cei care n-au devenit criminali în literatura română, vorbesc dintre personaje, n-au făcut-o pentru că le lipsea ceva autorilor lor, celor care îi puneau în scenă. Altfel, ei aveau exact sufletul de criminal. Toți erau criminali în sinea lor. Pentru că țăranul român, chiar și Moromete, în bonomia aia lui, Moromete este un criminal. Da? Așa cum pare el. El este în stare, la un moment dat, să-i dea în cap unuia neanunțat de nimic. Fără discuții. Și oricum l-am vedea noi de Blajin și de interpretat de cine vreți voi prin filme, de Rebenciuc și de nu știu cine, el este prototipul țăranului care la un moment dat se deconectează, da? Disjunctează de la chestiunea și comite o chestie, una singură în toată viața lui. După aceea toți sătenii vin și spun exact cum se întâmplă în realitate. Era un om bun, maică. El altă era trecut prin fața casei, da, bună ziua, cum făcea de fiecare dată, mergea la biserică, l-am văzut, se ducea cu muierea, cu... Era cu bătrâna aia de care îngrija, o îngrija de bătrâna aia, le ziceai că e mama lui, dar nu era, nu știu cine era, o femeie stătea cu ea. Atât de mâncare la animale, era oameni buni, maică. Dar știți că am omorât trei morți sunt în spatele lui, acum casa e plină de sânge, e sânge până la glezne în casă la ei. Da, nu știu, maică, da, se mai întâmplă. Acum ce să facem? Să plătească dacă... Deci, la nivelul ăsta suntem noi. În minte așa de puțină și ne lipsește dimensiunea asta. Că noi nu putem să trecem într-o altă. Asta e. S-a întâmplat să că așa a vrut Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu. Asta e singura replică pe care o avem. Pe o tragedie, bineînțeles, dar noi nu avem cum să ne reprezentăm. Nu avem cum. Ne lipsește doar asta. Da, ați auzit că și-au omorât cele trei copile, nevasta, soacra, l-au omorât și pe bunul. Da, dacă așa a vrut Dumnezeu. Aceasta este singura replică în fața unei asemenea grozăvii. Bănesc că mai avem un subiect, un film, dacă s-ar putea și pentru ăsta, că cred că am fost suficient de clar ca să le dau regizorilor toate detaliile. Am mai discutat odată și am primit și niște scrisori de la anumiți cetățeni din comuna Mălureni, județul Argeș, numai că cele mai multe dintre ele erau scrise de mână și n-am putut să citesc, aveau 150 de pagini, n-am putut să le citesc până la capăt, pur și simplu n-am avut timp. Dar am văzut că erau din Mălureni și oamenii erau indignați. Însă s-a mai întâmplat ceva în această comună argeșană demn de semnalat. Știți că au fost niște inundații, Argeșul cu Vedea, e un bazin acolo, așa, au dat în primire un pic, au ieșit apele, autoritățile cu barca sau fără, au pus niște saci de nisip, că asta e treaba lor, când vine apa, pun niște saci de nisip, e ca și cum mai pune niște sticle de ulei, de exemplu, la fereastră, sau niște firmituri ca să aibă Dumnezeu grijă de tine pe viața, pe lumea cealaltă, că uite, domnule, tu le dai de mâncare la porumbei, pui și tu niște grăunțe acolo ca să fii cu sufletul păcat. Ăștia au pus niște saci. N-au construit nimic, nici nu era cazul, doar suntem în an electoral. Promisiuni. Bă, bun, saci, da? Nu mai sunt. Au fost cu toții furați de către săteni. Sătenii văzând că apele s-au dus și până la urmă ei neavând, bineînțeles, nici un pic de spirit civic, că doar sunt român, ce dracu, au furat saci și au dus în fiecare cât a putut să fure. După posibilități, ăia mai vânjoși și au furat mai mult. Ăia care s-au trezit mai târziu că femeile lor probabil nu erau atât de mânioase încă de dimineață, au furat mai puțin. Cert este că s-a furat bine
Și oamenii foloseau nisipul în gospodărie, că știți cum e românul. Nu contează că erau saci cu cafea, cu cacao, cu curmale, cu fistic sau cu nisip, oricum folosesc la ceva. Românul, în ingeniozitatea lui, țăranul, de fapt, în ingeniozitatea lui, se descurcă, știe să facă orice. Ah, ce ai adus, dragă? Păi nu știu, niște fructe, gustau din ele, nu sunt bune astea, mă, adică erau niște curmale. Găseau ei la ceva, le dădeau la porci. Tot era bine. Mânca porcul, probabil că dacă ar fi existat sacii aia plini cu curmale, tot sătenii dădeau la porci. La vite, la ceva. Nu știau ce să facă cu ele, nu m-au mâncat niciodată curmale. La ce să folosească unui sătean din Argeș, din Mălureni, așa ceva. Dar pentru animale erau bune și, vedeți, animalele mâncau, se făceau mai grase. Carnea mai fragedă. E, fiind vorba de nisip, l-au folosit la treburile casei. Ai la ce să folosești nisipul. Care credeți că a fost reacția administrației bazinale Argeș? Oamenii au afirmat că nu se știe cantitatea de nisip furată, dar nu s-a depus niciun fel de reclamație la poliție. Au zis, na, dacă i-au luat, luat să fie. Asta e, și probabil că până la urmă așa o fi vrut Dumnezeu. Mare șnapan, bă, și ăsta. Mare șnapan ești, bă. Frate, asta ți-e România, Doamne. Hoți peste tot, bă, orice s-ar fi furat. Deci, indiferent ce s-ar fi întâmplat în România. Bine, veți spune acum și la Fukushima s-a furat. E adevărat. Și acolo. Și la Cernobâl și peste tot. Când este o mare catastrofă undeva, a doua zi vin hoții. Într-adevăr. Acum la Fukushima, dacă în România exista Fukushima, noi dispăream de pe harta planetei. Acolo, în 3 ani, lucrurile sunt ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Sigur, radioactivitatea și alea vor rămâne. Sute de ani, probabil, de aici înainte. Bun, dar în rest nu se mai vede nimic. Da? Deci oamenii au reușit, ați văzut imaginea atunci. Au luat vase, au luat, dar nu de alea de pus pe foc, vapoare. Da? Că Japonia întâmplător are ieșire la mare suficientă. Și au luat vasele cu catarge, le-au băgat în canale și efectiv intrau alea în canalele de scurgere, mă. Betonierele, compresoarele, plopii, tot ce era, vitele, toate s-au dus așa exact ca și cum ai ridica, ai scoate dopul de la cadă și se duce apa. Așa au intrat toate în pământ de la acel tsunami. Japonezii, după ce sigur au fi furat și ei câteva zile acolo, s-au apucat de treabă. La Mălureni nu va fi niciodată nimic. Și Mălurenii vor rămâne și peste 2000 de ani, tot în secolul 21. Da, bun, secolul 21, probabil trebuie să-i mai tai niște litere. Dacă îl aducem în secolul 10, eu spun că este absolut corect. Bun, dar acum să mă mai spun așa o poveste care pe mulți îi va îngândura. Uite că îl pomeneam pe Ștefan Bănică Junior, în ultima vreme mi-a fost foarte drag. Am citit pe undeva că ăla Ivanov, Sabin Ivanov, parcă, povestea zilele trecute că, știți, fusese partener cu Bănică Junior la niște afaceri imobiliare prin centrul București, i-au dat X, în fine, au băgat bani pe acolo, au pierdut niște milioane de euro, nu s-au mai vândut alea, așa cum asigur că nervoși unul pe altul, au început să mai dea din casă și ăla a spus de Bănică, printre altele, ce să vorbească despre el, că e zgârcit, că din cauza lui, că nu știu, și a ajuns și la nevastă, ne-a povestit că o târâse, asta scrie în presă, că o târâse pe Andreea Marin în această afacere imobiliară, pusese practic acolo să se implice, să semneze, să contribuie cu ceva, că de-aia era femeie, nevastă, și că o bătea și o șantaja absolut în ultimul hal. Și femeia era literalmente schingiuită de acest om. Ei bine, în continuare acestei idei vreau să vă spun cam ce este societatea în ziua de astăzi. Nu știu dacă îl cunoașteți, dacă nu, să faceți cunoștință cu el acum. Mai pomeneam în alte situații și într-o altă ordine de idei despre el. Dimitri Ribolovlev îl cheamă, un oligarh rus, domiciliat în Monaco în prezent. O avere estimată numai la nivel european la vreo 9 miliarde de dolari. Are undeva rotund în jur de 100 de miliarde de dolari, cu ce afaceri mai face prin alte continente. Omul era însurat. Din informațiile pe care le am, o luase pe una Elena, dansatoare la vremea respectivă, când el avea mai puțin bani decât ea. Da?
Au trăit din nimicuri, ea era o fată veselă, frumușică, s-a învârtea la o bară dintre asta de când îți suceai capul după ea, așa, așa făceai. Dar ziceai că-i telul ăla de freci maioneza sau albușul de ou. Așa făcea Ribulovlev când s-a uitat după ea. În fine, s-au luat, au trăit într-o garsonieră, poșteau și ei câte o țigară seara la câte un kebab, dar, sigur, anii au trecut și n-au trecut fără folos. Ribulovlev a devenit într-un mic găinar de ăsta de tip Ion Țiriac, un mare magnat, da? A ajuns la suta de miliarde, atenție, a cumpărat clubul AS Monaco printre altele și, cum se întâmplă în toate romanele de calitate, a dat și el de criza bărbatului la 40 de ani, când toate femeile din lume i s-au așezat în față. În tot felul de forme, așa. De zici că punea morcovi și leușteanul la salata de băf sau măslinele, în diferite aranjamentele astea, cum vă mai arăt eu seara prin cărțile de bucate. Așa stăteau femeile. El trebuia să aleagă. Opa, ma, nu, că acolo ai o, îți iese un fir de păr. Nu, asta așa și alegea muierile. Sigur, săraca nevastă sa, avea o fată, asta e, s-au certat ca chiuri, probabil a păruit-o ăsta, nu trăiau într-un lux de ăsta, să nu vă imaginați. Aveau cam 90% din preajma lacului Leman. Cam atâta era a lor. Da. Lacul Leman, Elveția francofonă, toată imaginea la lac din toate unghiurile era a soților Ribulovlev. Doamna Ribulovlev nu mai era dansatoare, făcea pe nesimțita prin casele magnatului, cu, să spunea că ieșea și de la toaletă direct cu o haină de aia de vizon, mai dădea ordine pe acolo, cum sunt rusoaicele când se ajung mari. A se vedea nevestele de președinți, prin URSS și prin Rusia în general. Sigur că de prin 2008, spune legenda, cei doi nu mai locuiau împreună, pentru că Ribulovlev, bărbatul, nu mai avea timp de muiere. Ei bine, au divorțat, ca să nu mai lungim. Iar sentința tribunalului de la Geneva este unică în istoria mariajelor, concubinajelor și relațiilor de toate tipurile. Acum o să pălească de invidie toată fustăcimea românească de când s-au inventat surorile Gabor și până în prezent. Știți cât a luat muierea după divorț? Vă spun așa, mai întâi pe cifre. 4.020.555.987,20. Asta înseamnă peste 4 miliarde de franci elvețieni, echivalentul la, ca să nu mai lungim, mi se face și mie rău, 3,295 miliarde de euro. Spune ziarul elvețian Le Temps de la Geneva în această dimineață. Ăsta este verdictul judecătorilor. Deci doamna Elena Ribulovlev s-a trezit cu 3,295 de miliarde de euro. Mă, câte fufe are, mă, planeta asta, mă? Mă, ce-o fi făcut asta, mă? Nu intrăm în amănunte, că toți bărbații știu. Da? Dar cât să faci, mă? Sau cum? Sau cum e posibil așa ceva, totuși? Pur și simplu, din muierea unuia, să ajungi bun, divorț. E adevărat, scatoal, ce toate femeile trec prin așa ceva. Întrebați-le pe toate parașutele și o să vă spun același lucru. Cum să iei, mă, 3 miliarde de euro? Deși insist totuși cu virgula asta, pentru că pe lângă cele 3 miliarde de euro, mai erau 295 de milioane de euro. Cred că nu-s de colo nici alea. Deci nu 3 miliarde. La 3 miliarde se mai adaugă 295 de milioane de euro. Atât a luat doamna că s-a despărțit de Ribulovlev. Acum o să vedem ce se mai întâmplă. Vă spuneam, așa, când mai auzeam pe câte unul, că Barcelona, că Manchester City, că Real Madrid, că... Ce? Cine, mă? Uite, bă, strâmbule, că am văzut că îți facă ea de la Lankaran ofertă să te duci să mai antrenezi în Azerbaidjan pentru niște chiftele. De acolo, la Monaco. M-am mai povestit cu principatul Monaco. N-a putut mai mult, Ribulovlev. Câți bani trebuie să ai, mă, mâncați-aș gura ta,
dacă tu îi dai nevestetii la divorț 3 miliarde, bă, de euro. Da? Cam cât puteai să cumperi? Întreb și eu pe ăștia cu Messi, cu Ronaldo, cu cine, mă? Cu cum? Cât de Messi cumperi, mă, și de Ronaldo la 3 miliarde de euro? N-a putut mai mult. Dar, v-am spus, la Monaco grijile sunt altele. Nu e necesar la un stadion de 20.000 de locuri să vii cu fițele astea, să-i dai lui Messi. I-au dat acum, i-au mărit salariul. Câștiga 13 milioane de euro net pe an, i-au dat 20 de milioane net. Lui Messi, știți ce a zis Messi? Exact ca și Sharon Stone când i-a dăduse, fix așa. Când i-a dat De Niro $1 million și a zis ca să nu mai încerc fiecare dimineață mărunțiși pentru astea, s-am dat $1 million, vezi că i-ai în cont, s-au intrat banii. Și el a spus, știți faza, dar dă-mi și mie niște bani să ies un pic în oraș. Pentru că ți-am dat $1 million. Mă, vrei să-mi dați cu tine, să poate discuta, mă. Ți-am cerut și eu niște bani și de dintr-o dată. Femeie, ți-am dat $1 million tocmai acum de dolari. Dacă nu-ți mai trebuie după ce-i termin de achel. De tot mai vine așa, tocmai ți-am dat. Deci cu tine nu se poate discuta. Da? Așa a făcut Messi. Deci i-au mărit de la 13 milioane la 20 și știți ce a spus? Dacă clubul nu mă mai vrea, discutăm. Da? Dacă nu mă mai vrea, să-mi spună. Că discutăm, nu-i nicio problemă. Ce e asta, mă, să plictiseacică? Eu sunt plen, așa. L-au văzut ăștia, cu binoclu, șefii catalani la antrenamente, că privea așa în gol. La momente în care se uita așa. Și au zis, bă, e ok. Îi mai dăm 7 milioane pe an. Altfel nu mai se vezi că ăsta nu mai joacă. Ce-i și fotbalul ăsta, mă? Bun, a Ribolovlev când aude de sumele astea, vă dați seama, în momentul ăsta, Madame Ribolovlev, nu știu pe unde stă cu tocurile și cu pantofii cui și cu ciocate, cu ce mai fie încălțată, pe unde le atârnă, dacă când aude de salariul lui Messi, cred că îi spune ălea care probabil se joacă pe o consolă, fetița. Auzi, mă? Și că Messi, l-ai auzit de Messi? A, Messi, aia, Messi. Taci, dracu, din gură. Are 20 de milioane de euro pe an. 20 de milioane pe an. Păi ia fă tu un calcul că ești mai deșteaptă decât mine. Eu n-am mai avut nevoie, l-am avut pe taică-tu. Nu mai trebuie să mă mai duc la școală. Ia fă-mi o socoteală, Natasha. În câți ani ajunge Messi la oglinjoara mea cu 20 de milioane? Eu am luat 3 miliarde. Nu știu cum să spun, n-am putut mai mult. Nu, mamă, aia 295 de milioane n-ai zis că mi le dai mie. Ia-le, mă, tu alea. Ia-le, mă, și rămân eu cu 3 milioane, că așa sunteți toate. Așa v-ați obișnuit. Ia-le, bă, dar să nu mai întrebi. Azi, că mi-o ajunge. Mă-i descurca eu cu banii ăștia, dar să nu te mai aud. Să nu te mai aud după aia. Mi-o ajunge 3 miliarde. Publicitate. Gramatica limbii engleze, vocabular și verbe, mă, chestii folositoare într-o altă epocă, dar le puteți ține așa în bucătărie sau în sufragerie, unde vreți să se îngălbenească. În trei cărți, poate peste vreo 100 de ani ori fi folositoare. SMS, bineînțeles, cu textul litera scris cu majuscule la 1800, 69 de lei fac, deci e ușor de reținut, tariful este normal. Aș încheia această emisiune cu o carte poștală de departe, din Jamaica, cum s-ar spune la noi, la alte emisiuni de știri, din însorita Jamaica. Un cetățean din Statele Unite care ne urmărește n-a putut mai mult decât să se ducă în concediu în Jamaica. Ați văzut? Pe mâine seară!